mai ușor pentru dumneavoastră să aveți un discurs pregătit în vestiar înaintea debutului în noul sezon al Cupei României? Spun asta ținând cont că echipa a jucat finala sezonul trecut. E oare cum mai ușor să vă pregătiți discursul înaintea noului sezon sau e tipotrivă mai dificil? Nu, dar ei trebuie să știe clar care e obiectivul, le-am și trasat. Ne l-am trasat împreună, obiectivul. Ne dorim să jucăm din nou final. Mai ziceți, cine își dorește când ajunge aici? Sigur, poate unii care își analizează foarte bine echipa și spun, da, suntem aici, pentru noi este suficient. Dar, în general, cred că care au un pic de echipă se gândesc să joace o finală. Ce a însemnat pentru noi finala, nu de la Sibiu. Incredibil, adică ce atmosferă și jocul și mai departe. Crești ca și club, ca și jucător, ca echipă, crești foarte mult în astfel de jocuri și vor fi jocuri destul de importante. Deci, clar, nu luăm meci cu meci, pas cu pas. Și un avantaj, că jucați în deplasare, totuși, Cluj mult mai prolifică în deplasare în nouă sezon. Da, anul ăsta se pare că, da, un pic mai bine. Ținând cont că au fost niște rezultate, într-adevăr, victorii, dar noi ne cunoaștem minusurile și problemele care le avem, le știm, suntem foarte realiști. Lucrăm la ce înseamnă o pregătire mai bună a fiecărui jucător, ai recuperat pe cei care au fost accidentați, dar când pot să fac cel mai bun 11 sau alcătuie cel mai bun 11, dar în același timp să fie bine pregătiți, eu zic că avem o echipă foarte bună. Chiar vreau să vă întreb, sunteți adeptul formării unui prim 11, însă ținând cont că sunt meciuri la un interval de timp apropiat, vă gândiți totuși să folosiți două formule pentru aceste două meciuri de la București? Nu. Vor juca anumiți jucători, ținând cont că nu avem un junior, Ianis nu poate să joace, atunci sigur că trebuie să un pic să văd un pic altfel lucrurile cu privire la Under. Aici e toată problema și în rest voi juca cu echipa de bază, echipa care poate să câștige acest joc și nu fac, nu știu, tratez jocul superficial sau dau la toată lumea să joace. E un joc în care cel care, în tot ceea ce a făcut și a câștigat dreptul să joace, va juca. Deci nu alcătuiesc joi o echipă și luni mă gândesc la altă formulă și mai departe, că mă gândesc la jocul de luni. Este a patra zi, avem timp să ne refacem. Nu este cum a fost la meciul din cupă de la Piatra Neamț, unde am jucat a treia zi, de drum și așa mai departe, la meciul cu Iași acasă, în care, din punct de vedere fizic, chiar dacă cu o zi înainte destul de bine am arătat, dar duminică am arătat foarte, foarte obosit. Clar. Steaua nu o duce foarte bine, nu are din nou drept de promovare. Credeți că au motivație în plus în cupă unde există o miză pentru ei mai reală? Da. Joacă pentru ceva. Da, sunt convins că așa se întâmplă de obicei, echipele mai mici care pleacă cu șansa a doua se motivează, da, și vor fi foarte arțăgoși, sunt convins, vor agăța de orice minge, nu vor ceda, vor încerca să câștige jocul. Va fi o motivație în plus, așa ar trebui să fie echipele mai mici de obicei, iar noi trebuie să arătăm foarte bine. Este clar, jucăm pe un teren foarte bun, atmosferă, tribună, tot ce trebuie pentru un joc oficial. Cred că mesajul a fost foarte clar pentru jucători, trebuie să trateze, sigur trebuia, că acum deja e târziu, mai avem o zi, să fi pregătit foarte bine pentru acest joc, iar mâine să arătăm o formă bună sportivă, atitudine și tratat foarte, foarte serios adversarul și să nu fim superficial, însemnând suntem echipă de prima ligă, echipă de Liga 2, merge prost, până la urmă tot o să-i batem. Pentru că avem valoare individuală mai bună și așa mai departe. Eu cred că au înțeles mesajul și cei care au experiență, care au mai trecut prin astfel de meciuri, să fie și ei convingători față de ceilalți jucători care n-au înțeles sau poate încă nu sunt 100% convinși de ce au
ce trebuie să facem pentru ca a câștiga acest joc. Italianul venit mai puțin sau mai mult pregătit decât l-ați așteptat? Cum l-ați primit? Da, el a făcut pregătire, dar individual. A făcut cu echipa și aici la capitolul specific suferă, clar. Se vede pe el, dar e un jucător care, cred eu, poate intra destul de ușor dacă nu se accentează și sper. Aici o să gestionăm foarte bine și cu experiența lui, foarte multă comunicare, că în această perioadă e foarte multă voință, îți dorești, îți place să joci, să te implici, dar nu poți, pentru că ai nevoie un pic de timp și aici trebuie să gestionăm foarte bine. În 2-3 săptămâni să-l aducem la forma maximă și trebuie să avem grijă să nu se accenteze cel mai important lucru, că uite ce s-a întâmplat, de exemplu, cu Valigioli. Prea multă ambiție, dorință de a juca, de a arăta, de a demonstra. S-a accidentat și o perioadă destul de lungă a lipsit. Pentru că vorbeați de jucători accidentați, care e situația lui Simion, care a ieșit cu Miciu Craiova și Teo Filip? Nu, era Periano. Filipul e ok, se antrenează normal. A apărut cele două accidentări care o perioadă destul de lungă și pentru Simion, cred, de 2-3 săptămâni. Cred și Periano la fel. Pot spune că am recuperat deja, nu din punct de vedere fizic, 100% pe Alex Cripciu, pe Popadiuc, Dan Nistor, Vali Gheorghe, care va fi în lot. Deci, chiar acești jucători, ce mă refer chiar și la Fosate și la Marco, dacă reușim să vedem și cum e jocul, intensitatea meciului, în 15-20 minute, la fel și Vali Gheorghe, pentru că sunt jucători care au valoare, au calitate și trebuie să-i ajut cât mai repede să se integreze, dar în același timp și să aibă ritm pentru un joc oficial. Să mai facem și jocuri amicale, să avem următoarele săptămâni, tocmai pentru a-i ajuta pe toți să-i aducem la un nivel bun, la fel și Câmpanu, care a fost suspendat, a jucat 60 de minute, suspendat, sigur nu putea să joace cu Craiova, dar sunt jucători care au calitate, dar din păcate nu sunt pregătiți din punct de vedere fizic.